Medicii specialiști ne atrag încă o dată atenția să avem mare grijă ce alimente consumăm și asta deoarece ne putem îmbolnăvi. În cadrul unui interviu acordat postului Sălăjanul TV, medicul Florentina Horvat, șeful secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, ne-a explicat că în această perioadă este important să nu consumăm fructe și legume ținute în soare, să nu bem apă și sucuri de oriunde, precum și să nu facem baie în orice baltă pe care o întâlnim. Când nu suntem acasă, este la fel ca și atunci când suntem acasă, că trebuie respectate câteva lucruri pe care cred că în fiecare intervenție pe care am avut-o am amintit-o și aici pleacă de la locul de unde cumpărăm alimente să fie cât mai autorizate, alimentele să nu fie ținute la soare, fructele și legumele să fie foarte bine spălate, să fim atenți la ce sucuri bem, ce apă consumăm, de preferat să fie tot așa din surse cunoscute ca fiind potabilă. Exact, nu la un izvor de care n-am auzit niciodată. Da, bem apă sau în prima baltă pe care o întâlnim în fața noastră ne aruncăm. De ce? Pentru că din balta respectivă putem să ne trezim în urma băii pe care o facem în decurs de 2-3 săptămâni cu o leptospiroză, iar în cazul în care alimentele sunt cumpărate și ținute necorespunzător, preparate necorespunzător termic și foarte bine spălate anterior preparării, ne putem trezi cu acele tablouri de toxinfecție alimentară sau chiar de enterocolită, care sunt foarte zgomotoase, dar care ne fac să ne ducem la doctor în loc să ne petrecem concediu foarte liniștiți. Și atunci, în momentul în care am consumat un aliment care nu a fost păstrat corespunzător, cele mai expuse fiind brânzeturile, laptele, exact, chiar și carnea, dacă e ținută necorespunzător și preparată necorespunzător, poate să ducă la același lucru. Ne trezim că la câteva ore după ce am consumat alimentele respective, apare o stare de rău, poate să apară și febră. Încep vărsăturile, în grețurile, imposibilitatea de a ne hidrata corespunzător. În câteva ore pot să apară scaunele diareice cu durerile abdominale și, într-un cuvânt, starea generală se alterează în așa măsură încât trebuie să apelăm la un serviciu de urgență.